Zi importantă pentru studenții de la medicină. Universitatea Nicolae Testimițeanu a început vaccinarea tinerilor contra noului tip de coronavirus. Potrivit responsabililor, pe listele de așteptare s-au înscris deja peste 500 de studenți, însă procedura este benevolă. Vaccinul utilizat este produs de compania chineză Sinopharm. Ce-i drept deocamdată, serul nu este autorizat nici de Organizația Mondială a Sănătății și nici de Agenția Medicamentului de la noi. Potrivit responsabililor, aceasta nu este însă o problemă, deoarece vaccinul face parte dintr-o donație și nu ar avea nevoie de autorizare din partea instituțiilor abilitate ale statului pentru a fi utilizat. Dragoș, student în anul întâi la medicina generală, a fost printre primii tineri care s-au vaccinat astăzi. În primul rând, lucrătorii medicali l-au întrebat despre starea de sănătate și i-au povestit despre reacțiile adverse care pot apărea. Nu ați fost ultimele două săptămâni bolnavi de o maladie acută, viroză, argenie? Nu. Nu aveți patologii cronice în acutizare la moment? Nu. Mai apoi, asistenta medicală i-a prezentat tânărului vaccinul. Cu seringă și termenul de validitate și vaccinul. Perfect. Iar odată ieșit din cabinet, Dragoș a primit două pastile de paracetamol din partea universității, așa ca pentru orice eventualitate. În cazul în care va avea reacții adverse mai severe, acesta va putea apela la o linie verde creată recent de instituție. Foarte bine, foarte optimist, abia așteptăm să vedem rezultatele în continuare, ce se va întâmpla și cu un gând bun spre sfârșitul pandemiei. Ca procedura să decurgă fără abatere, asistentele medicale au fost instruite cum să facă vaccinul. Ce-i drept, instruirea a avut loc în spațiu virtual. Online am fost 3 ore, am avut, dar diferite zile. Ministerul Sănătății ne s-a citit lecții. Cum se face vaccina, cum se păstrează, cât se păstrează în frigider, cât se păstrează flaconul. Vaccinul utilizat pentru imunizarea studenților de la Universitatea de Medicină este produs de compania chineză Sinopharm și deocamdată nu este autorizat nici de Organizația Mondială a Sănătății și nici de Agenția Medicamentului de la noi. Chiar și așa, autoritățile de la Agenția pentru Sănătate Publică anunță că acest fapt nu este o problemă, întrucât vaccinul face parte dintr-o donație și nu ar avea nevoie de aceste autorizații de conformitate. Când ne-a apărut această propunere, altă variantă de vaccină nu era. Astăzi, de pildă, în decursul zilei, o să vie și AstraZeneca. Până miercuri, o să vie și Pfizer. De aceea, vă spun, o să dăm posibilitatea ca studenții să aleagă. La rândul lor, unii studenți pe care i-am intervievat ne-au zis că pentru ei nu contează firma, ci mai mult efectul pe care îl are vaccinul, mai ales că peste 270 dintre ei au trecut deja prin boală. Dar nu m-am oprit cumva acest lucru, știind că este un vaccin cu cel mai puține reacții adverse și cu o eficacitate cel mai mare. De fiecare dată când plec la bunici, mă gândesc că pot fi o cauza morților. De asta de fiecare dată îmi fac griji. Mama mea a avut COVID recent și foarte greu a suportat. A fost foarte dificil, nu se putea ridica din pat. 500 de studenți deja sunt în listă și undeva pe săptămâna aceasta deja este full toate zilele. De vaccin pot beneficia și studenții străini, dar și colaboratorii universității. Au decedat colegi. Au decedat persoane care nu aveau patologii concomitente, cum se zice că doar patologiile concomitente sunt cele care îți influențează boala. De asta însă și momentul vaccinării este important. Următoarea doză va fi administrată studenților peste 3 săptămâni. Vaccinul produs de Sinopharm a ajuns în Republica Moldova săptămâna trecută, fiind donate 2000 de doze de către Emiratele Arabe Unite. Toate acestea vor fi utilizate de către Universitatea de Medicină, care va beneficia în următoarele zile și de circa 1500 de doze de vaccin Pfizer.